Gheorghe, purtătorul de biruință, este unul dintre cei mai respectați sfinți mucenici creștini, atât în Biserica creștin-ortodoxă, cât și în cea catolică. Sărbătorit pe 23 aprilie și considerat unul dintre cei mai războinici sfinți din creștinătate, Sfântul Gheorghe este vestit grație legendei despre lupta sa cu Balaurul. Potrivit istoricilor, Sfântul Gheorghe s-a născut într-o familie de nobili din Lod, în Palestina siriană, între anii 275 și 285. În anul 302, Diocletian a dat un edict prin care toți oștașii romani erau obligați să aducă jertfă zeilor, iar cei care erau creștini urmau să fie arestați pe loc. Indignat, Sfântul Gheorghe și-a arătat deschis dezaprobarea față de această lege, anunțând public că este creștin și că îl venerează pe Domnul Iisus Hristos, moment în care împăratul a fost nevoit să-l condamne la moarte. Sfântul Gheorghe și-a acceptat cu seninătate soarta, dăruind toată averea sa săracilor, iar după numeroase torturi a fost decapitat în fața zidului cetății Nicomedia. Trupul Sfântului a fost trimis pentru îngropăciune în orașul său natal, Lod, unde creștinii l-au înmormântat așa cum se cuvenea, ca un martir. Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit, dragi invitați! Nu întâmplător am început emisiunea din această minunată seară duhovnicească cu evocarea Sfântului Gheorghe. Este patronul spiritual al orașului Giurgiu, iar în aceste zile, în orașul nostru, se desfășoară ziua municipiului Giurgiu, ziua orașului Giurgiu. Cu această ocazie vă rog să-mi permiteți să adresez un călduros la mulți ani tuturor giurgiuvenilor, la mulți ani Giurgiu. Am să trec la prezentarea invitaților mei din această seară. Am plăcerea să-l am alături de mine pe preacucernicul părinte Balaban. Bine ați revenit, părinte, în cadrul emisiunii Educația Juvenilă și la seara duhovnicească. Hristos a înviat și mă bucur că suntem împreună din nou. Adevărat a înviat. De asemenea, am plăcerea să-l am prezent alături de mine pe domnul pilot comandor Adrian Anghelescu, consilier local al municipiului Giurgiu. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Anghelescu, pentru faptul că ați acceptat să fiți prezent la această minunată seară duhovnicească. Bună seara, dragi telespectatori, Hristos a înviat. Bună seara, domnul Balaban. Bună seara, domnul profesor. Bună seara, domnul Lemus. Mă bucur. Adevărat am viață, domnule Anghelescu, și eu mă bucur că v-am alături de mine. De asemenea, îl avem invitat și pe distinsul domn director, Toma Florescu. Bine ați revenit, domnule director, în cadrul emisiunii noastre și la seara duhovnicească. Bună seara, vă spun și eu, cu tot greu, și Iisus a înviat pentru că suntem prea. Adevărat am viață, adevărat am viață. Dragii mei invitați, am să încep cu preacucernicul părinte Balaban, întrebându-l ce ar trebui, orice reprezintă Sfântul Gheorghe pentru creștinătate. Despre Sfântul Gheorghe s-ar putea spune foarte multe lucruri, prin faptul că din poziția lui socială atât de înaltă, el a reușit să ajungă la această stare de umilință, de modestie, de perseverență, de credință statornică, devenind un model pentru oricine vrea cu adevărat să poarte numele de creștin. A fi creștin înseamnă a respecta anumite rânduieli. Dar pentru aceasta, cum spuneam, avem nevoie de modele. Sfinții sunt niște modele pentru noi. Toată societatea de astăzi are nevoie de modele. Și în funcție de felul în care își alege atât de modelul de urmat, mai ales că libertatea este atât de mare și diversitatea modelelor de asemenea, în funcție de felul în care își alege modelul, acela este drumul care îl urmează în viață, acela îl definește pe el ca om și aceea este direcția în care merge și toată societatea. Așadar, Sfântul Gheorghe ne-a dat un exemplu de viață, cum spuneam, ne-a dat un exemplu de statornicie în credință. Și chiar de sacrificiu. Bineînțeles că fără sacrificiu nu se poate face absolut nimic. Da, frumoase cuvinte, părinte. Distinse domn Anghelescu, distinse domn Florescu,
Vă rog frumos să ne spuneți, pentru dumneavoastră, ca giurgiuveni, ce reprezintă ziua orașului nostru, orașului Giurgiu, și, de asemenea, câteva cuvinte despre minunata sărbătoare a Sfântului Gheorghe. Vă rog frumos, care dintre dumneavoastră doriți să începeți? Vă rog frumos, domnule Anghelescu, fiind mai aproape de mine. Care dumneavoastră? Vă rog frumos, domnule Anghelescu. În primul rând, tatăl meu se numește Gheorghe, îi adresez și eu la mulți ani. Am avut grijă ca zilele acestea la să mulți ani. La mulți ani. Iar atestarea documentară al orașului nostru a făcut ca, după celebrarea acestei date, o dată de două, de trei ori, de N ori, să ne alegem un sfânt protector. Dacă e bine, dacă e rău, nu știm. Mi-ar fi părut bine să ne aleagă Sfântul Părinte. Vom vedea ce se va întâmpla. Poate ne-a ales domnule Anghelescu, totuși. Da, că există câteva ipoteze că este legată de numele acestui oraș Giurgiu. San Giorgio. San Giorgio, da. Cu genovezii, cu giurgiuvenii. Mi-ar fi plăcut ca toți giurgiuvenii să-i asemuiesc și să aibă spiritul Sfântului Gheorghe. Dar, din păcate, nu este așa. Dar nădăjduiesc că, într-o bună zi, cineva se va apleca și asupra copiilor să-i învețe cine a fost Sfântul Gheorghe, fiindcă ei întreabă. Zilele orașului sunt asemuite, adică celebrate, odată cu ziua de Sfântul Gheorghe. Copiii nu știu. Copiii nu știu multe. Nu știu în anul centenarului nici despre Mica Unire, nu știu nici despre Marea Unire. Și acum cred eu că împreună cu oameni ca domnul Balaban, cu oameni ca dumneavoastră, ca domnul Florescu, să mai împărtășim și să adăugăm, cu toate că noi nu putem să definim educația unui copil care se pierde datorită familiei din ce în ce mai năpăstuite de la noi din țară. Da, da. Într-adevăr, foarte bine ați punctat, domnule Anghelescu, exact cum am spus și în emisiunea anterioare, vina nu aparține copiilor, elevilor, vina ne aparține nouă, ca maturi, da, ca părinți. Atunci când am spus eu de spiritul giurgiuvean, că aș vrea să se regăsească și să se asemuiască, sau măcar să aducă ca spiritul Sfântului Gheorghe în lupta cu balaurul, care eu îl definesc cu lupta cu adevărul, absolut, cu toate cele potrivnice împotriva dreptății. Măcar să îndrepte vorba domnului părinte Balaban această luptă, acest martiriu, această perioadă de sacrificiu face parte din viața fiecăruia. Unul se sacrifică mai mult ca să poată să dea roade prin educație, unul se sacrifică mai mult pe terenurile de joacă prin antrenament pentru a deveni ceea ce ți s-a propus să fie, altul în sălile de muzică. Fiecare cu ce ne-a hrăzit Dumnezeu în viață. Sigur. Dar perioada de sacrificiu, sau acest sacrificiu, sau martiriu, existent între toți sfinții ortodoxiei noastre, ne face să ne alegem un personaj, cum bine spunea domnul Părinte, multiplicându-le și nouă la rândul nostru existența, la fel ca personajele din literatură, la fel ca personajele din filme. Asta cred eu că ar trebui să împărtășim copiilor. Da, sunt foarte multe de spus pe această temă, distinse domnul Anghelescu. Putem face o întreagă emisiune despre ce ați vorbit dumneavoastră. Sperăm că asta este de bază la noi, la români, speranța. Că într-un viitor foarte apropiat, ceea ce a spus dumneavoastră, se va facem tot posibilul, domnul Anghelescu. Da. Nu știu cât de mult reușim, nu știu cât de mult suntem apreciați, dar noi mergem înainte. Și eu sunt mulțumit și cu dezbaterea de idei care o să aibă loc astăzi seara aici. Corect. Da. Sigur că da. Vă rog frumos, domnule Toma Florescu, domnule director. Aș putea să preiau din vă rog. Mi-a plăcut foarte mult, cum spunea Daru mai devreme, spiritul acestui sfânt care să ne călăuzească în acțiuni și în activitățile noastre. Din păcate, această sărbătoare care trebuie să însemne o mare bucurie pentru noi, pentru giurgiuveni, așa cum cred că se întâmplă pentru fiecare urbe care își sărbătorește ziua sau hramul. Absolut. Dar privind lucrurile în manieră rațională, în manieră carteziană, vedem că
nu, lucrurile nu sunt chiar atât de clare și nu, nu stau chiar atât de bine. Vedem că orașul nostru nu numai că a stagnat, a dat înapoi. Vă amintesc că în urmă cu două decenii, Giurgiu se apropia de 80.000 de locuitori. În momentul de față se estimează că în Giurgiu ar mai trăi 47.000. Asta înseamnă că... Asta înseamnă că populația orașului nostru s-a înjumătățit. De ce? Sunt, aici sunt multe semne de întrebare și se așteaptă multe răspunsuri. Evident că noi, în buna noastră tradiție românească, ne bucurăm. Ne bucurăm de lucruri mărunte. Ne vom bucura de această sărbătoare. Vor pune muzici, o să curgă râul de bere, o să, mici, cârnați. Da, o să frigă grătarele non-stop, da. Mici și cârnați. Dar pentru cei care se gândesc la viitorul urbei noastre, lucrurile nu stau deloc bine, nu stau deloc pe roze și, din păcate, spiritul acesta de care foarte frumos vorbea domnul Angelescu, se pare că este departe de spiritul Giurgiu Veanului de Rând. Mă aștept totuși ca oamenii din fruntea urbei, cei care păstoresc destinele celor mulți și, eu știu, lipsiți de acest spirit, măcar ei să aibă spiritul Sfântului Gheorghe și să încerce să îndrepte lucrurile atâta cât se mai poate. Însă se pare că și Giurgiu și spiritul Giurgiu Veanului este în tocmai ca în spiritul întregii României sau măcar a unei părți însemnate din România, pentru că se pare că dincolo de munți, dincolo de Carpații, în Ardeal, lucrurile stau cu totul și cu totul diferit față de ceea ce se întâmplă. Da, da, tristă, tristă discuția dumneavoastră, domnule director, însă reală, însă reală, însă reală, clar, nu discutăm. Prea cu ce, Părinte Balaban, în vinerea săptămânii luminate am avut o mare sărbătoare, izvorul Tămăduirii. Vă rog frumos, câteva cuvinte, că nu putem să trecem peste această minunată sărbătoare. Vă rog frumos. Este foarte adevărat că în fiecare an, după Paște, în ziua de vineri, sărbătorim izvorul Tămăduirii, o sărbătoare închinată Maicii Domnului, pentru că niciodată pe Maica Domnului nu putem să o desprindem de marile momente ale vieții lui Iisus Hristos. Ea fiind mama lui, este normal ca să fie în centrul atenției creștinătății, mai ales că ea ca o mamă are un plus de sensibilitate la suferința umană, la nevoile umane și atunci întotdeauna creștinul și-a găsit un aliat în Maica Domnului și a găsit un sprijin în această mijlocire pe care Maica Domnului o face între noi oamenii de rând și Fiul Său Iisus Hristos. Noi între noi oamenii nu întotdeauna avem curaj să ne adresăm celor mai mari și mai puternici, ci încercăm să găsim intermediari. Deci este explicabil acest gest al nostru de a o adora pe Maica Domnului. Dar izvorul Tămăduirii vine cu un plus. În afară de cinstirea care aduce Maicii Domnului, arată și grija ei prin faptul că ea ne lasă dovezi palpabile, vii, în sensul că este aproape de noi pentru a ne ajuta în suferințele noastre. Acest izvor tămăduitor care a fost descoperit de către împăratul Leon cel Mare este una dintre aceste dovezi, ca și multe alte locuri în lume prin care Maica Domnului își manifestă puterea sa tămăduitoare în diferite forme. Ceea ce poate mai puțin se știe despre momentul acesta în care s-a petrecut minunea ca viitorul împărat Leon I, Leon cel Mare, viitorul împărat roman, să descopere izvorul la glasul Maicii Domnului, este faptul că, iată că întotdeauna istoria ne arată cât de bun, puternici, mari și deosebiți am fost noi de-a lungul întregii istorii a omenirii. Leon I, Leon cel Mare, provenea din Dacia Aureliană și să nu uităm că îi se mai spunea Leon Dracul. Așadar, iată că avem o legătură de sânge, ca să spunem, cu acest împărat, peste care Maica Domnului și-a pogorât acest har, acest dar și l-a ajutat ca să devină și împărat, așa simt eu, din istorisirea întâmplărilor și în același timp ca să se și întărească
în acele secole de aur ale creștinismului, dar și de prigoane, să se întărească credința creștină pe care noi o avem moștenită până ziua de astăzi. Da, foarte frumos, preagucionice părinte. Vă rog frumos, domnule Toma Florescu, domnule Anghelescu, să ne spuneți cum se împacă formația dumneavoastră științifică cu credința în Dumnezeu. Vă rog frumos, domnule director. Format înainte de anii 90 în spiritul evoluționismului darwinist. Și cu trei licențe pe care le aveți în buzunar. Vreau să vă spun că eu personal am fost întotdeauna un individ profund credincios. Chiar și în perioada formării mele, chiar și în perioada aceea a comunismului iabil, în care în sfârșit nici nu se putea discuta despre religie. De ce cred? Pentru că am pus față în față dovezile științifice ale originii și evoluției speciilor și dovezile pe care religia le aduce prin marile minuni săvârșite de marile spirite religioase, de Iisus Hristos, de alții sfinții, prin sacrificiul martirilor. Și am cântărit întotdeauna și am pus mai presus religia decât creștinism. De altfel, în ultima perioadă m-am raportat foarte mult la lucrările profesorului Constantin Dulcean și am fost impresionat de ideea că, dincolo de lumea atomică, el s-a oprit în exegeza sa la lumea atomică, dincolo de lumea atomică, există o lume subatomică, în sfârșit au mai fost descoperite și particule, dar, dincolo de lumea materială, într-un cuvânt, există o lume a câmpului energetic. Există, sau a câmpului energetice. Există o lume inexplicabilă. Există o lume sublimă, subtilă. Există o lume a ordinii desăvârșite pe care se pare că o mână nevăzută, dar simțită, o așează așa cum se cuvine. Da, noi suntem cei mai favorizați dintre toate ființele pământene pentru că suntem considerați a fi perfecți. Avem conștiință, avem toate premisele pentru a fi exact cum ați spus dumneavoastră, exact cum ați spus dumneavoastră, nemuritori. Vă întreb, domnule director, din cele trei licențe pe care aveți, aveți și teologia? foarte frumos. Am numai... Da, foarte frumos ați vorbit. Vă rog frumos, domnule Anghelescu, să ne spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte. Păi, ce mai pot spune? Dumneavoastră sunteți mai aproape, ați spus și sunteți mai aproape Dumnezeu decât oricare dintre noi, pământenii, la 10.000 de metri altitudine. Spirit de glumă, da. Vede și lumea. Absolut. Eu mă simt. Sunteți un favorizat al sorții. Da. Am mai mult. Da. Acolo să mă privesc în ochi cu mister. Permit da, să spun ceva. Da. Exact, lucrul ăsta îl determină și știința și mulți oameni de știință. Limita academică a tuturor științelor ne duc până la descoperirile care se află fiecare domeniu astăzi, dincolo de care trece în mister. Acel mister eu îl mărțișez ca și fiind credință. Sunt sigur că multora dintre noi li s-au întâmplat miracole în viață, dar totuși, noi cerem miracole, molecule, cerem dovezi pentru foarte atestare, cu toate că credința e în sufletul fiecăruia, fiindcă eu am avut credința și m-am apropiat de biserică într-o gâtva, fără să știu aproape nimic despre religie. Fiindcă așa simțeam. Cred că așa m-a lăsat bunul Dumnezeu. Foarte bună aprecierea. Însăși și fizica cuantică, bozonul Higgs, da? Perpetuarea. Nu numai teorema regularităților, ci și a iregularităților. Sunt guvernate. Că o spunem, sau că o spun eu, de o forță divină, că interpretarea altor oameni de știință este de a defini
o cunoaștere aprofundată și totuși ei recunosc că la un moment dat limitele noastre sunt date tot de aceste reguli pe care eu le definesc în cadrul Universului ca fiind cineva. Acel cineva pentru mine este Domnul. Pentru altcineva reprezintă altcineva, dar tot credință că există acel ceva. N-aș putea să definesc. Eu nu mă pricep la religie, nu pot să... Da. Referitor la acel cineva. Dacă nu este permis... Da, spuneți, vă rog. Nu, dacă nu este permis, vreau să completez la ce spunea domnul Angelescu. Știu că există așa numită teoria entropiei. Adică faptul că parcă o mână încearcă să disperseze tot ceea ce există și funcționează în univers cu legi clare, precise. Stabilite. Și mă gândeam așa la o speculație din genul că până la urmă și entropia asta este dată de cineva tot mai ca să împărească și hazardul și orice. Inclusiv în legile fizice. Parcă și legile fizice sunt făcute tot de bună Domnul cu siguranță. Cu siguranță. Descoperirile am impresia că vin atunci când trebuie. Exact. Apropo de prezența lui Dumnezeu, a spune o mică istorioară. Un copil simplu cerșea pe stradă și la un moment dat el avea o formulă. Ce dați pentru Dumnezeu un bănuț? Cum se roagă fiecare în felul lui. Și vine un om bogat și îi spune așa, oarecum cu un ton de superioritate. Ce mai copilă, zice, uite ce se întâmplă. Eu îți dau un bănuț dacă îmi spui unde-i Dumnezeu. Și copilul s-a uitat în ochii lui și a spus, domnule dragă, eu îți dau doi bănuți dacă îmi spui unde nu este Dumnezeu. Frumos. Deci... Din agoniseala mea, nu? Da. Da, celui bogat, că îți spune unde nu este. Sigur. Da. Prea cu cine ce, Părinte Balaban, zilele trecute ne-ați făcut o mare bucurie cu grupul Mugurel de Vlașca, grup ce a fost prezent la o televiziune națională, unde s-a duelat, dacă pot spune, cu județul Gorj. Ei sunt prezenți în emisiunea noastră, emisiunea fiind înregistrată, dragii noștri telespectatori, îi etapizăm și veți urmări în pauzele pe care le vom face. Thank you.
Vă rog frumos, preacucenice Părinte Balaban, să ne dați câteva detalii despre acest minunat eveniment la care au participat copiii noștri. Da, grupul Mugurel de Vlașca, la patra generație, ca să spun așa, se străduiește să existe în continuare și să ducă mai departe cinstea celor care le-au fost înainte. Și până în prezent eu consider că au făcut-o într-un mod deosebit, în sensul că i-au reprezentat România la Expo Milano 2015, au fost reprezentanți oficiali. De asemenea, în 2016 au reprezentat România într-un festival de muzică populară și de cultură și de artă și de creație de la Festivalul Muzicorii Dans lângă Lyon, în Pays de Tarare. Și iată că acum au fost selecționați pentru a merge într-un duel al folclorice din România. Din circa 80 de ansambluri folclorice au rămas ca să intre în concurs în direct 12 ansambluri. Din cele 12 la ora actuală am rămas în primele 6 ansambluri, mini-ansambluri folclorice, pentru a lupta mai departe să câștigăm locul întâi. A fost o luptă, este o luptă, poate nu atât de corectă în sensul că, știți, copiii uneori sunt supuși unor judecăți nu tocmai echitabile. Una este când te judecă un juriu și alta este când te judecă poporul. Una este când ai posibilitatea să dai mai multe SMS-uri și alta este când n-ai posibilitatea să dai acele SMS-uri. Cert este că am făcut această încercare pentru că uneori copiii simt nevoia să aibă o motivare în munca lor și este un experiment. Mai departe, ne străduim ca să demonstrăm, de fapt, nu cât de buni sunt copiii, ci cât de frumoase sunt tradițiile din Vlașca, cât de frumoase dansuri și jocuri populare avem, ce suite minunate au fost create de regretatul domn profesor Mihai Ion, care generații de-a rândul le-a instruit, în care a semănat acest microb frumos, ca să fac o expresie, al folclorului, al dansului, al dragostei față de folclor. Ne străduim să arătăm că Giurgiu există și încă are foarte multe valori de arătat lumii și dacă alții poate lasă impresia că sunt mai bogați în zestrea lor, și noi avem foarte multe lucruri. Dragi giurgiuveni, tăvălugul barbarilor a trecut atât de des peste locurile acestea încât puteam să nu mai existăm de mult pe hartă. Dar statornicia în credință, statornicia în tradițiile noastre, statornicia în dragostea față de aceste plaiuri atât de minunate. Nu avem munți, dar avem Dunărea. Avem bucățica aceasta de codri vlăsiei care mai există. Avem un costum popular de o frumusețe inimaginabilă. Avem atât de multe arătat lumii. Ei bine, această statornicie a giurgiuvenilor a făcut ca noi să existăm astăzi și să putem să ne privim față în față. Copiii noștri asta vor să demonstreze, că Giurgiu există și are cu ce să iasă în fața întregii lumii. Și pentru aceasta ar trebui să-i mulțumim
și să le sprijinim. Deocamdată au câștigat o rundă și au câștigat-o cu succes și cu multe lacrimi pe obraz, de bucurie, dar și de muncă. Da, minunați, minunați copii. După cum am spus, emisiunea este înregistrată și telespectatorii noștri au ocazia să îi vadă cât de talentați sunt. Vă întreb, domnule director Toma Florescu, domnule Adrian Angelescu, cum vedeți dumneavoastră morala creștină în societatea postmodernă? O societate tot mai alienantă. Începem cu dumneavoastră, domnule director, vă rog frumos, în câteva cuvinte, sintetizăm. Da, răspunsul parte este întrebare. Vă rog, completați, mergeți mai departe. Adică o societate alienantă, nu? Care clar duce la zdeinare, o societate care, vedeți dumneavoastră... Pe repede înainte, se desfășoară totul. O societate care merge pe repede înainte, o societate care primează materialul, în care primează banul, în care a devenit o virtute maximă aceea de război, scopul, scuză, mijloacele, a cărei paternitate, despre a cărei paternitate nu vreau să vorbesc, că este incertă, să știți. Dar să spui scopul, scuză, mijloacele, că nu mai contează nimic. Nu vedeți înstrăinarea aceasta adusă de tehnică, de tehnologie, de gadget, copii nu se mai adună în grupuri, nu mai practică sport, nu mai la calculator, nu mai și mai la telefon, în școală, în clasă, nu mai poți să ții ora că ei sunt pe sub bănci cu telefoanele, cu alte gadget-uri. Este un moment extrem de periculos, acel moment a fost prevăzut de Einstein, care spunea că va veni o vreme în care tehnologia ne va prăpădi. Suntem în acel moment. Modernitatea. Dar totuși de vină, domnule director, cu scuzile de rigoare, nu sunt copiii, repet, nu sunt ei, noi suntem de vină. Nu sunt copiii de vină, familiile, poate, societatea. În primul rând, familia, acolo este pilonul educației, după cum discutam. Dar să știți că, și noi am mai discutat lucrul acesta, nu te poți spune împotriva sau de-a curmezișul mersului vremurilor, nu te poți spune de-a curmezișul evoluției tehnologiei. Este necesară tehnologia, numai că ce nu știm, nu știm cât și cum să ne folosim de aceste minunății ale tehnicii. Copiii sunt și în general, nu numai copii, în general societatea este atât de înstrăinată, vreau să vă spun că am văzut acum ultima statistică, suntem printre ultimele, dacă nu ultima țară din lume, ca număr de cărți citite pe cap de cumpărate, pe cap de locuitor. Deci iată, ne-am rupt de tot de ceea ce însemna literatura, de ceea ce însemna cultura, de ceea ce însemna știința dobândită prin acest gen de informare. Să știți că, și am mai vorbit de lucrul acesta și am să vorbesc de ori de câte ori am ocazie. Este foarte bine să folosești internetul, numai că internetul nu dă toate datele. De foarte multe ori datele științifice prezentate pe internet sunt greșite, total eronate, față de ceea ce înseamnă, eu știu, un domeniu sau altul. Înstăinarea aceasta dată de viața aceasta de tip mercantil, goana aceasta nebunească după bani, goana aceasta nebunească după putere, goana aceasta... Parcă și timpul s-a comprimat în goana asta, după arginți. Da, domnule director. Așa stau lucrurile și să știți că nici nu văd perspectivă. Nu cred că va mai exista, nu va mai exista cale de întoarcere. Deja am plecat pe un drum greu de oprit. Vă rog frumos, domnule Angelescu, după care părintele Balaban va continua. Vă rog frumos. Așa, mare dreptate aveți când spuneți ceea ce spuneți. Simt și eu că automatismul și automatizarea tinde să depășească umanitatea. Dar pe de altă parte, noi suntem de vină că nu putem să manageriem acest fenomen, fiindcă transformăm totul în comercial și în câștig imediat al celor care inventează aceste produse. Dar sunt sigur că și copilul ăla
pe care îmi spuneați că îl regăsiți pe sub bănci folosindu-și telefonul pe internet și astea, la un moment dat are nevoie de alinare, are nevoie de iubire. Asta este menirea noastră, a mea, a bisericii, a profesorilor, să fim aproape de ei atunci când ajung într-un impas. Fiindcă copiii care i-am văzut eu aici, astăzi seara, aduși de către domnul Balaban și felicitări, părinte, pentru ceea ce faceți, sper să dați voturile atunci când echipa de acești copii minunați vor concura împotriva celor de la Bistrița Năsăud, am înțeles, da? Da. Bravo. Când va fi această emisiune? Marți între ora 3 și 5. Marți între ora 3 și 5 la emisiunea domnului Măruță, da? Da. Am înțeles bine. Bun. Eu sunt sigur că acești copii pe care i-am văzut nu vor deveni analfabeți funcționali. Știți de ce? Fiindcă odată trasată sau trasat un făgaș competițional, spuneți-i cum vreți, artistic, deja copilului aceluia i s-a imprimat o dezvoltare sănătoasă. Dacă familiile sunt alături de ei și profesorii, vor avea o dezvoltare sănătoasă, indiferent că se vor dezvolta cursiv la 18 ani, alții vor reveni la 24, alții la 27, cum se întâmplă cu mulți dintre noi să ne regăsim. Dar ce ne facem cu cei care n-au familie, care familiile sunt plecate în afară? Sunt foarte mulți, domnule Anghelescu. Ce ne facem cu copiii crescuți de către familii de mârlani? Mă scuzați că vorbesc așa în casa Domnului, da? Care parchează în fața intrărilor în mor, care aruncă gunoaie pe stradă, mucuri de țigare, care sunt în stare să te omoare cu bătaia că i-ai adresat un afront sau orice altceva, chit că îl privești într-un anume. Ce ne facem cu societatea? Ce ne facem? Uite, vorbim despre Sfântul Gheorghe. Este Sfântul arondat celebrării orașului nostru și ne mândrim cu acest lucru, dar eu n-am văzut o statuie care să-mi chipeze pe Sfântul Gheorghe. Paradoxal. Vă rog frumos, părinte, să continuați dumneavoastră, după care să ne vorbiți mai multe despre Mugurel de Vlașca, despre acest minunat grup. Referitor la situația actuală, revin la ce spuneam la început, e nevoie de modele și avem din ce în ce mai puține modele. Mulți s-au învățat să ridice barda și s-au arunce spre tineri, zicând tinerii de azi. Dar ce facem noi pentru tinerii de astăzi? Eu nu vreau să scot în evidență acțiunea mea și a soției pentru susținerea acestui ansamblu Mugurel de Vlașca și latura frumoasă a faptului că, așa cum spunea dânsul, sunt părinții, dar sigur sunt părinții care sunt alături și sprijină, înțeleg dorința mea, înțeleg mesajul care se va raporta la... Problema este că întreaga societate, a spus bine, este responsabilă și fiecare dintre noi în parte suntem responsabili de ceea ce fac acești tineri. Putem să îndreptăm lucrurile. Spuneați că nu putem să mergem împotriva valului, împotriva vremurilor, dar putem să mergem deasupra lor, nu trebuie să mergem sub ele, nu trebuie să ne lăsăm târâți. Exact asta nu facem, să mergem deasupra valului, asta facem, e cea mai mare greșeală noastră. Da. Acceptăm prea ușor. Se poate, se poate. În teorie se poate, părinte, în teorie, dar în practică lăsăm mult de dorit în ceea ce privește. N-aș vrea să privesc atât de pesimist. Să-i adevărul. Hristos ne spune, în lume bucurii și necazuri veți avea, dar îndrăzniți, ambirii lumea. Haideți să ne uităm și să încercăm noi înșine să promovăm ce-i pozitiv. Câte persoane, părinte, sunt pregătite pentru a face ceea ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos? Mulți. În Giurgiu sunt foarte mulți. Eu, în ceea ce cunosc, în Giurgiu sunt foarte mulți preoți tineri care se implică în lupta cu tinerii. Nu la dumnealor făceam referire. Cu tinerii, nu. Dar vreau să spun în privința bisericii. Înțeles. Nu mă refer la alte instituții. Sunt foarte mulți preoți care se implică în aceste activități de promovare a valorilor tinerilor, de susținerea lor, de ajutorarea lor. Deci se poate. Eu, sincer, vă spun, mă mândresc cu tinerii din județul Giurgiu care fac atât de multe lucruri bune și frumoase. Ei deja devin niște modele. Și asta este nemaipomenit. Și copiii aceștia de care spuneați dumneavoastră, da, vor deveni niște modele. Da? Nu vor fi niște analfabeți. Cu siguranță așa va fi preacucernice, părinte. Eu personal lucrez cu sute de copii. Am remarcat un lucru foarte important de curând. Faptul că toți copiii,
tinerii care sunt supravegherea, strictă supravegherea părinților, la toate activitățile, sunt împreună cu ei, să văd clar, ies în evidență copii educați, bine crescuți, știu cum să vorbească, știu cum să tacă. În schimb, ceilalți care nu sunt părinți apropiați de ei, care unul din părinți este plecat în sănătate, celălalt se chinuie, sunt copii care educația lor lasă mult de dorit, fără vina lor. Dar să știți că în adâncul sufletului și acei copii își doresc ceva. Clar. Să știți că își doresc, clar. Chiar dacă la suprafață îi lasă impresia unor copii dezorientați, în adâncul sufletului lor, totuși, să știți că acea puritate, acea iubire cu care Dumnezeu ne-a născut... Raiul copilăriei. Sigur, aceea nu dispare. Sigur. Trebuie cineva să aprindă scânteia și apoi societatea să sufle ca focul să se aprindă. Da. Vă rog frumos, preacucionice Părinte Balaban, să ne mai spuneți câteva cuvinte despre minunatul dumneavoastră grup. Am văzut că aveți și câteva soliste vocale, foarte talentate. Da, așa este. Avem câteva soliste vocale, niște tinere, niște domnișoare, să le spunem așa, că se simt și ele foarte bine, care au fost înzestrate la Dumnezeu cu un talent deosebit și care au și o educație frumoasă, care au niște familii frumoase și care au înțeles că lângă noi, la Mugurel de Vlașca, au un plus de afirmare. Nu este neapărat nevoie să fie la noi. Dar s-au simțit bine în colectivul nostru și, noi le-am adoptat, ca să spun așa, și ne mândrim cu ele. Și acolo unde avem posibilitatea, le scoatem în față pentru ca lumea să cunoască, încă o dată revenind la ceea ce spuneam, să cunoască valorile Giurgiului, să vadă ce copii frumoși și talentați are Giurgiu. Thank you.
siguranță în toată țara noastră sunt copii foarte talentați, nativ, pot spune, părinte, în absolut toate domeniile de activitate. De aceea îl întreb pe distinsul domn Anghelescu, dumneavoastră faceți parte, am înțeles, din Consiliul de Administrație a școlilor gimnaziale numărul 4 Mihai Eminescu și a numărului 7. Și, de păcate, și a școlii generale numărul 10, spun de păcate, fiindcă nu prea am ajuns la școală. Din cauza timpului, da. Vă rog frumos, domnule Anghelescu, să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră apropierea copiilor noștri, elevilor noștri, de Dumnezeu? Toți suntem în casa Domnului și bănuiesc că în ceea ce faceți dumneavoastră acolo, relaționați și cu părinții copiilor. Cum vedeți dumneavoastră aplicarea lor asupra educației spirituale a copiilor, elevilor, școlilor respective? Practic, școala le oferă, pe lângă toate materiile care se predau acolo, și o formă de apropiere către religie. Dar ea nu poate fi decât susținută și definită în familie. Eu, departe de mine, gândul că mă pricep la psihologia copilului sau la alte lucruri care se pot studia despre ei, dar eu întotdeauna îmi pun problema și fac referire, acum am venit, de fapt, nu întotdeauna, când ascultam pe Părintele Balaban, și să fac diferența între un copil căruia îi se spun povești și un copil care adoarme de fiecare dată fără să aibă parte de vreo poveste. Trist. Și atunci, completarea acestei laturi vine despre religie. Eu așa văd lucrurile. Copilul capătă, vrând nevrând, anumite frustrări și caută alinarea aia de care vorbeam eu și dragoste. Dacă nici noi nu le oferim, atunci vom decădea în ce încep. Da, am fost alături de noastră, distinse domn Anghelescu, când ați descoperit o familie foarte nevoiașă din orașul nostru și ați rămas... Altceva vreau să... De ce mă lăsați să termin? Domnule Anghelescu, dumneavoastră sunteți pilot, trebuie să aveți multă răbdare în discuție. De ce nu mă lăsați să vă complimentez? Pentru că meritați! Nu, la mine timpul e necesar, trebuie practic să încheiem orice dezbatere. Ce am vrut să spun, faptul că a rămas profund impresionat. Deci am fost cu dumnealui acolo și avea lacrimi în ochi. Asta am vrut să spun în evidență. Nu trebuie să spui așa ceva, da. Doamne, iartă-mă. O să creadă lumea că practic eu vin aici avem nevoie, avem, nu. Ce să capitalizăm? Faptul de dumneavoastră vorbesc. Față de tine, haideți să vă spun un lucru. Bine, e prima dată când intru în această incintă. Haideți chiar mă simt mai bine ca acasă. Da. Haideți să vă spun așa un și lucru. Trebuie. Da. Așa și să trebuie. Nu condamnăm că vrea să arate o faptă bună. Totuși, revin la ce spuneam puțin mai devreme, dacă nu scoatem în evidență și aceste acțiuni caritabile și faptele bune, sunt alții care scot bani grozavi din a scoate în evidență răul și murdăria și suferința umană. Și atunci cred că este timpul în care binele să pornească la luptă. Deci vremea aceea în care să nu știe stânga ce face dreapta, cred că acum a trecut. Cred că trebuie să arătăm tuturor, să devenim, dacă putem să facem fapte bune, să devenim modele, să devenim exemple pentru alții, pentru ca acești tineri să nu creadă că numai rău există pe lume. Sigur că, părinte, îmi îngădui. Da, așa gândesc eu. Gândiți foarte bine, de acord. Da, spuneți. Eu am temerea de zi cu zi să nu deznădăjduiesc, practic, în încercările mele și să nu dezamăgesc, Doamne ferește, pe cineva. Dar, pe de altă parte, mi-e foarte greu să conving de bunele mele intenții. Toată lumea crede că acopăr ceva, că am parte de anumite interese pe care le apăr sau cu toate că eu sunt, cum să spun eu, indiferent de situație, un fel de societate civilă, însă și în lucrurile care le reprezint sau care mă reprezintă. Și încerc să etichetez pe fiecare, spunându-le fiecăruia cine este cu adevărat sau cum sunt ei văzuți de către societatea giurgiuveană. Asta nu trebuie să ne oprească să săvârșim binele. Indiferent care este prezența, care este părerea sau care este, știu eu, ideea pe care încearcă să o inoculeze, să o inducă împrejurul nostru, binele trebuie să-l facem. Să știți că este o cursă a satanei. Absolut. Satana încearcă în felul ăsta să ne oprească de la săvârșirea binelui. Este una dintre capcanele în care unii oameni au căzut și s-au oprit. Din diferite motive s-au oprit să săvârșească binele. Nu.
Luați legătura cu un duhovnic și vă spun eu că vă va da suficient. Îl are pe Părintele Teodor duhovnic. Deci ce să mai discutăm? Duhovnicul vă va da putere și vă va menține pe linia aceasta a săvârșirii binelui. Indiferent că va afirma sau că nu va afirmați, binele trebuie să fie un izvor care să nu se cere niciodată. Și atâta timp, Părinte, și domnul Anghelescu și domnul director Toma Florescu, cât eu știu că ceea ce fac este bine și este făcut în credință față de Dumnezeu, chiar nu mai contează ce este în afara acestui bine. Pentru că tot timpul vom găsi oameni care vor cleveti, care ne vor condamna. Atât timp cât noi facem ceea ce trebuie să facem, nu trebuie să ne intereseze cei din jurul nostru care ne vor răul. De aceea viața e o luptă, nu? Absolut, absolut. Sigur. Eu vă mulțumesc pe acuzinice Părinte Balaban, distinse domn director Toma Florescu, distinse domn comandor și consilier local Adrian Anghelescu. A fost o reală plăcere să vă am alături de mine. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimată asistență, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați primit în casă dumneavoastră, preț de 55 de minute. Mulțumesc și colegul meu, Mirel Voinea, care a fost alături de noi. Și vă aștept în fiecare marți de la ora 21 să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Dragi copii, nu uitați, educația este viitorul vostru. La revedere!